Cu o viteză uluitoare, partidele de dreapta din Uniunea Europeană se regrupează în Parlamentul European. Și până acum, mă uit pe o hârtiuță ca să nu greșesc, avem patrioții pentru Europa, așa se va numi acest grup parlamentar, și avem acolo Austria, Cehia, Olanda, Portugalia, uh, Suedia, Danemarca. Uh, urmează cei 30 de parlamentari uh, ai doamnei Le Pen și, evident, uh, din grup face parte uh, atât uh, Italia, vine în acest grup, cât și uh, Ungaria.